În perioada vacanței de vară, tineri din 5 raioane din sudul țării au participat la un training, care a avut loc la una dintre bazele de odihnă din Vadul lui Vodă. În cadrul seminarului, ei au însușit fundamentele teatrului social, interacțiunea cu publicul și cum cetățenii pot fi încurajați să ia atitudine față de problemele acute ale societății. Întorcându-se acasă, voluntarii, împreună cu coordonatorii lor, au purces la realizarea acestor idei. Первые результаты очень меня радуют. Нужно сказать, что... Mă bucur foarte mult de aceste prime rezultate. Scenariile realizate în cadrul acestui seminar, aproape toate au suferit modificări, pentru că ele au fost realizate spontan. Când tinerii s-au întors acasă și au examinat situația, atunci toate aceste scenarii au fost reexaminate și prelucrate. Prin urmare, fiecare scenariu a devenit cu mult mai interesant. Grupul din Basarabeasca și-a propus să demonstreze publicului prin intermediul teatrului social cât de periculoasă poate fi corupția în medicină. Acțiunea are loc într-o policlinică obișnuită, unde a fost angajată o absolventă a facultății de medicină, care pe parcursul anilor de studiu înregistra înalte performanțe la disciplinele de specialitate. Aproape imediat după angajare, fata și-a uitat promisiunile, cele de a-și îndeplini datoria cu demnitate și onoare. У меня вот ребенок температуры. А какая температура? 38-39. У ребенка ОРЗ. Медсестра, выпишите противовоспалительные. И это нам поможет? Знаете, хорошее средство. Но если вы хотите, буквально вчера пришло новое. И сколько оно стоит? 500 лей упаковка. Вы знаете, это для нас дорого. Может, что-то подешевле? Женщина, берите, не пожалеете! Зачем вам с больным ребенком в кассу? Вы можете заплатить здесь. До свидания. Мамаши понарожают, а потом не смотрят. И не говорите. Ужас. Medicul corupt îi ignoră pe toți acei pacienți care nu doresc să-i plătească pentru serviciile medicale. Spectatorii de la Liceul Teoretic Pușkin au fost surprinși de acest fapt și au rămas cu impresii foarte neplăcute. Cred că mai apoi copilul a decedat. Aceasta este cea mai mare tragedie pentru o mamă. Medicul care a luat mită n-a procedat corect. Este o încălcare de lege, iar pentru asta se prevede o pedeapsă. Ce ai înțeles după vizionarea acestui spectacol? Să fiu cinstită. Cred că atunci când voi fi mare și îmi voi alege o profesie, să respect jurământul pe care îl voi depune și să fiu un bun specialist, fără mustrări de conștiință. Teatrul Forum include și participarea directă a spectatorilor în cadrul discuțiilor. Chiar dacă aceștia nu au fost la fel de activi ca în celelalte școli, discuția despre corupția în medicină i-a afectat puternic, atât pe profesori cât și pe elevi. Acest tablou practic 100% ilustrează realitatea. Dacă ești onest, atunci stai la coadă, iar altcineva intră mai repede la medic. Mi-e rușine când ne aflăm în situația de a plăti pentru servicii medicale. Nu este corect să plătim pentru atenția medicilor. Dacă cineva are mai mulți bani, asta nu înseamnă că are mai multe oportunități. Alexandra Șibanova, coordonatorul local de proiect, a remarcat că tema acestui spectacol e destul de complicată. Cu toate acestea, copiii cu ușurință percep o asemenea informație. Vă știți, este tema rășită la ucecișii boli starșii clasă. Această temă este prevăzută în special pentru copiii din clasele mai mari. Noi deja suntem la a cincea prezentare. În unele instituții școlare, copiii din clasele a 6-a, 8-a își exprimă opinia cu foarte multă seriozitate și răspund convingător la toate întrebările. Chiar de la bun început, actorii și-au tratat cu multă seriozitate rolurile și s-au străduit să prezinte cu exactitate consecințele indiferenței și ale îmbogățirii nejustificate pe seama altor persoane. Моя героиня корупционерка. Eroina mea este un medic corupt, care ia mită de la pacienții săi. Altfel îi ignoră și îi poartă prin toate cabinetele posibile. Deci ea preferă și alte plăți pe lângă salariul. Am jucat rolul unui bătrân care s-a dus la medic pentru că îl durea spatele. El este principial, cunoaște bine legea și luptă cu corupția. Aici, 205 cabinet neuropatolog, apoi vrem să ne întoarcem.
меня. Мне сказала, что нужно поехать в Кишинев. А здесь печати нет. А для чего она мне? Так положено. Мужчина, так нужно. Пойдите, поставьте печать. Идите, мужчина, идите. Хорошо. Тук-тук, можно? Да. Держите вам подпись, надпись. Теперь мне можно уйти на работу. Мужчина, не нервничайте так, мужчина. Да. После Кишинева приходите к нам. Спасибо. Идем. Кто к вам? Да. С вами не дело, это... До свидания. До свидания. E rolul principal al piesei realizate de voluntarii Teatrului Social din Tvardița, la fel este un medic, însă tema abordată este corupția în educație. Niște părinți bogați au încercat să-i formeze odorașului lor un viitor de succes, oferind bani pentru note bune la școală, dar și la facultate. Totodată, pedagogii își primeau răsplățile fără nicio mustrare de conștiință. Здравствуйте! Здравствуйте! Țineți bilet! Диагностика острого аппендицита. Присаживайтесь и готовьтесь. А воспользуюсь я папиным методом. De ceva timp încoace, lui Alexei îi mergea bine. A obținut profesia de chirurg, dar nota cumpărată cândva la examen a dus la tragedie. Părinte! Alo, să văd în alții! До больного острый аппендицит! Срочно в операционную! Наказание в колонии общего режима. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Tinerii care au jucat aceste roluri spun că în realitate se comportă cu totul altfel. В обычной жизни я не привык, например, în viața reală nu obișnuiesc să copiez sau să dau mită. Se spune că dacă ai de interpretat un rol cu totul opus, atunci este mult mai ușor. Nu sunt așa în realitate. Spre exemplu, mă atârn negativ față de copiat. De aceea mi-a fost un pic dificil să interpretez acest rol. În ce constă greșeala personajului tău? În primul rând că a luat mită. Acest fapt este corupție. Apoi acel pacient care a decedat. Ca actor, nu m-am comportat corect, pentru că plăteam pentru a-i oferi copilului meu un loc la grădiniță sau la facultate, pentru note bune la examene. Dar eu personal cred că aceasta nu e corect. Fiecare om, încă din copilărie, trebuie să înțeleagă că viața nu-i deloc ușoară și trebuie ca fiecare să lupte pentru scopurile sale. Coordonatorul grupului spune că, deși tema este complicată, tinerii actori s-au descurcat de minune. Am lucrat cu acești copii foarte bine. Eu lucrez la școală și mi-a fost interesant să lucrez cu ei. Sunt niște actori entuziasmați, care ei înșiși au manifestat un interes sporit pentru a participa la acest spectacol. Adică ei muncesc nu din obligație, ci din propria plăcere. Coordonatoarea proiectului Raisa Voroniuc, vizionând acest spectacol, a remarcat o trăsătură specifică anume acestui grup. Fiecare grup are propriul său farmec și este deosebit în felul său. Spre exemplu, pot să spun că dintre toate grupurile, cel din Tvardița este cel mai bun, anume dacă ne referim la compoziția muzicală a piesei. Operatorul care a realizat-o este foarte bun. Acest lucru este foarte important. Astăzi au funcționat și toate microfoanele. Bravo!
Piesa interpretată de actori este doar o parte a teatrului social. După spectacol, au urmat discuțiile pe aceeași temă, cu participarea spectatorilor, care își fac studiile la gimnaziul din sat. Inițial, ei trebuiau să răspundă la întrebarea: de unde începe corupția? Răspunsurile au fost variate, dar pe înțelesul tuturor. Prin cuvântul corupție, eu înțeleg astfel. Spre exemplu, când de la noi fetele un băiat cere să copieze, noi îi spunem să ne cumpere o ciocolată. Înseamnă că este corupție. Da, pentru că nu el a câștigat acei bani. Treptat, cu susținerea moderatorului, tinerii au făcut o comparație între copiat și mită. Consider că nu există vreo deosebire, depinde doar de mărime. Ciocolata este mai mică decât mita, care presupune o sumă mare de bani. Însă sensul este același. Cu fiecare minut, publicul devenea din ce în ce mai activ. Elevii discutau despre diferitele forme ale corupției, dădeau exemple și adresau întrebări. Spectatorii au rămas entuziasmați de prestația actorilor. E foarte interesant și de învățătură. Copiii trebuie să știe că poți să dai bani, dar cunoștințele nu se cumpără. Aceasta nu este corect. Trebuie să obținem totul prin cunoștințele proprii și întotdeauna să învățăm. Mi-au plăcut enorm actorii, care au arătat ce este corupția. Până acum admiteam ideea că pot și eu să plătesc, dar în momentul când am văzut acel pacient care a decedat pe masa de operație, am înțeles. Mi-a fost chiar frică. Sper că atunci când voi fi mare, nu voi comite asemenea fapte. Aceste păreri ne arată că putem discuta deschis cu copiii pe orice temă serioasă. Dacă nu vom arăta aceste probleme copiilor până la o anumită vârstă, atunci va fi târziu. De aceea noi treptat trebuie să învățăm că mita și corupția este un fenomen negativ. Cred că este bine să le spunem copiilor, pentru că corupția începe din copilărie, chiar și alintatul copiilor. Un asemenea copil nu este capabil să fie independent. El trebuie să facă totul singur și atunci se va diminua și corupția. Cred că noi trebuie să prezentăm acest spectacol deja unor personalități formate, adică de la 15-35 de ani. Pentru că în această perioadă copiii se formează ca personalități, au părerea lor și își conștientizează faptele și urmările acestora. Pe viitor, acest colectiv intenționează să desfășoare spectacole în satele vecine, în centrul raional, dar și pe scena mare a Casei de Cultură din Tvardița. Până la sfârșitul lui noiembrie, fiecare dintre cele 5 grupuri trebuie să prezinte 10 spectacole. Scenariile se realizează în cadrul proiectului În viitor fără corupție, desfășurat de către Asociația Obștească, Alianța Femeilor din Sudul Moldovei.